Bună ziua! Bine v-am regăsit la Dialogurile MCP. Numele meu este Deacon Andreea, sunt avocat colaborator în cadrul MCP Cabinet Avocat și l-am astăzi alături de mine pe domnul avocat titular preduț Marius Cătălin. Bună ziua! Bună ziua! Și urmează să discutăm despre aspectele derogatorii de la dispozițiile codului muncii atunci când este vorba despre sancționarea disciplinară a salariaților. Domnul avocat, observăm parcurgând dispozițiile codului muncii faptul că legiuitorul a reglementat expres procedura în care trebuie să se desfășoare cercetarea disciplinară a salariaților. Totodată a stabilit inclusiv sancțiunile ce pot fi aplicate acestuia, pornind de la avertizmentul scris, retrogradarea din funcție, reducerea salariului pe o perioadă de la 1 la 3 luni cu 5-10% și, bineînțeles, și cea mai drastică sancțiune disciplinară, desfacerea contractului individual de muncă. Totodată, legiuitorul a avut în vedere și modalitatea în care trebuie individualizate faptele ce în viziunea angajatorului constituie o abatere disciplinară și ne referim aici la împrejurările în care acestea au fost săvârșite la consecințele ce s-au produs la gradul de vinovăție al salariatului, la antecedentele pe care acesta le-a avut în sensul dacă a mai fost sancționat sau nu disciplinar anterior. Și practic ceea ce aș dori să discutăm astăzi este dacă îi este permis a angajatorului ca prin contractul individual de muncă sau prin regulamentul intern să deroge de la aceste dispoziții legale pe care legiuitorul le-a stabilit în ceea ce privește Sancționarea salariaților și, în caz afirmativ, dacă există anumite limite pe care angajatorul ar trebui să le respecte. Limitele sunt date în principal de cadrul general și principial stabilit de către legiuitor prin dispozițiile codului muncii privind modul în care un angajator poate efectua o cercetare disciplinară a salariatului și, mai ales, Situațiile în care poate a aplica o sancțiune disciplinară prin jurisdicția proprie pe care angajatorul o efectuează în cadrul unității. Cred că nu putem discuta de o derogare de la principiile stabilite de codul muncii care guvernează cercetarea și sancționarea disciplinară. De la un principiu stabilit printr-un act normativ, este necesar a se stabili tot printr-un act normativ, o excepție de la acesta. Principiul de bază stabilit de legiuitor prin codul muncii este acela ca angajatorul să permită salariatului de a-și formula propriile apărări și de a propune probe în favoarea sa. Un alt principiu care trebuie respectat de către angajator este acela al legalității, adică angajatorul poate să aplice o sancțiune disciplinară în condiții de legii, fie că discutăm de lege ca. Un act normativ, fie că discutăm de lege ca o convenție a părților. Revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, angajatorii au posibilitatea, prin regulamentul intern, prin contractul de muncă sau prin politicile privind efectuarea cercetărilor disciplinare, de a completa și de a nuanța sau de a particulariza modul în care ar avea loc cercetarea disciplinară. Dar toate acestea trebuie efectuate prin prisma unui principiu, de altfel, fundamental. Al dreptului muncii, acela că salariatul nu ar putea să renunțe sau nu îi se poate impune a renunța la drepturile stabilite de lege, de contractul colectiv de muncă, de legile speciale. În acest cadru principial al respectării dreptului la apărare al salariatului, al egalității tuturor salariaților față de actele întocmite de către angajator, și al uh, interzicerii uh, renunțării la drepturile stabilite de lege, toate uh, cele stabilite de către angajator prin regulamentul intern, prin procedurile uh, interne, trebuie uh, să se raporteze. În contextul celor precizate de dumneavoastră, cum ar trebui să privim aceste dispoziții prin care, practic, angajatorul particularizează, cum ați spus dumneavoastră, procedura de sancțiune disciplinară? Ce natură juridică vor avea aceste dispoziții? Aceste dispoziții care s-ar regăsi prin regulamentul intern, prin procedurile interne, sunt dispoziții cu caracter legal individual, adică sunt acte de administrare internă obligatorii pentru angajator de la momentul la care au fost aduse la cunoștința salariaților respectând, bineînțeles, procedura de adoptare și de implementare a acestora. Astfel că, odată adoptate și aduse la cunoștința salariaților, acestea devin obligatorii, inclusiv pentru angajator. În această situație da, în care se reglementează practic aceste dispoziții particulare, poate angajatorul să se dezică de acestea pe motiv că dispozițiile codului muncii prevăd altceva, și aici mă refer la o situație pe care am întâlnit-o foarte des. Spre exemplu, cazul în care prin regulamentul intern se prevede o, o, o parcurgerea unei cercetări disciplinare în cazul aplicării oricărei sancțiuni, inclusiv a avertismentului scris, însă, în situația în care se ajunge, spre exemplu, în fața instanței de judecată. Angajatorul vine și menționează faptul că potrivit dispozițiilor codului muncii nu era obligator cum să efectueze o cercetare disciplinară atunci când a decis să aplice sancțiunea avertizmentului scris și, prin urmare, încearcă practic să eludeze propriile dispoziții pe care le-a stabilit, le stabilit anterior. Evident că, odată ce s-a adoptat acest mecanism de aplicare a sancțiunii disciplinare cu avertismentul scris, el devine obligatoriu și pentru angajator. Prin acel regulament s-a stabilit un drept favorabil salariatului, în sensul că acesta beneficiază de efectuarea unei cercetări disciplinare, și în situația în care s-ar aplica sancțiunea disciplinară a avertismentului scris. Astfel că nu există niciun motiv din partea angajatorului ca, în fața instanței de judecată, să invoce faptul că nu, nu și-a respectat propriul regulament. El, de la momentul regulamentului intern, de la momentul. Adoptării și aducerii la cunoștință devine obligatoriu atât pentru salariați, însă, în aceeași măsură, pe deplin, integral, și pentru angajatori este obligatoriu. Care vor fi consecințele pe care va trebui angajatorul să le suporte în ipoteza în care nu respectă aceste dispoziții? pe care le-a reglementat prin regulamentul intern și prin contractul colectiv de muncă? În general, dacă nu se respectă dispozițiile regulamentului intern sau procedurilor interne privind sancționarea disciplinară a salariaților, sancțiunea este aceea a constatării nelegalității deciziei prin care s-a aplicat respectiva sancțiune disciplinară. Ajungându-se la situația în care instanța de judecată nu va mai fi nevoită a trece și la analizarea aspectelor de temeinicie a respectivei uh, sancțiuni disciplinare aplicate, astfel că este posibil ca, într-adevăr, uh, salariatul să fi săvârșit o faptă care poate fi calificată ca abatere disciplinară, însă, având în vedere uh, nediligența și încălcarea propriului regulament de către angajator, să se constate într-o primă și suficientă etapă în nelegalitatea respectivei decizii. Aceleași consecințe se vor răsfrânge asupra angajatorului și în ipoteza în care acesta, să spunem, particularizează procedura cercetării disciplinare în detrimentul dispozițiilor obligatorii ale codului muncii, adică, spre exemplu, Instituie prin regulamentul intern faptul că ar putea să nu efectueze cercetarea disciplinară atunci când decide, să zicem, reducerea salariului de bază. Regulamentul intern, procedurile interne, alte acte interne de administrare întocmite de către angajator trebuie să se subsumeze principiului legalității, adică să respecte. Toate dispozițiile codului muncii și întreg ansamblu de acte normative. În situația în care angajatorul, uzitând de propriul regulament intern, aplică o sancțiune disciplinară sau de altă natură, dar cu caracter sancționator, evident că respectivele acte, întocmite de către angajator, regulament intern, proceduri, nu vor mai fi luate în considerare de către instanța de judecată. Bineînțeles că, în situația în care, conform legii, în termenul prevăzut de lege, salariatul, reprezentanții salariaților, sindicatul constată odată cu luarea la cunoștință a respectivului regulament intern sau a procedurilor interne care au tot o natură juridică asemănătoare a regulamentului intern au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată, să verifice legalitatea respectivelor acte interne de administrare ale angajatorului și să dispună anularea parțială sau totală a acestora. Vă mulțumesc, domnule avocat, ați clarificat aspectele pe care doream să le discutăm astăzi și, de asemenea, vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm în continuare pe site-ul nostru www.mcpavocati.ro pentru a vă sprijini demersurile dumneavoastră. Vă mulțumim!